Da, este adevărat. Sunt una din fondatorii clinicii juridice Echitate Socială din Cahul. Spune-ne ce reprezintă de fapt funcția de avocat. Povestește-mi despre experiența în cadrul judecătoriei Cahul și cum ai ajuns să accezi în funcția de avocat. După aproape 2 ani de avocatură, ai recomandat tinerilor licențiați în drept să îmbrățișeze această profesie? Am absolvit programul de formare continuă în domeniul medierii. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost... Bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod al emisiunii Încerc. Așa cum mi-am propus să aduc în fața voastră tineri din Cahul ale căror povești de succes merită auzite, astăzi am plăcerea să vă prezint o tânără din domeniul justiției care a acces recent în funcția de avocat. Mai multe despre această realizare, planuri de viitor, ne spune chiar ea, Iulia Bria. Iulia, te salut și îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat invitația mea. Salutare, Bianca! Îți mulțumesc pentru invitație. Mă simt extrem de onorată să mă aflu astăzi aici, alături de tine. Deci, numele meu este Iulia Bria, sunt avocată. Activez în cadrul cabinetului avocatului Iulia Bria, sunt fondatoare acestui cabinet. Sunt doctorandă în cadrul Universității de Stat din Moldova. În foarte scurt timp urmează să susțin și teza de doctorat, denumită Principiul prezumției de nevinovăție în procesul penal al Republicii Moldova. Sunt una din fondatorii clinicii juridice, Clinica Juridică Echitate Socială din Cahul. Recent am absolvit programul de formare continuă în domeniul medierii, organizat de Academia de Mediere și Studii Juridice. Am activat în cadrul judecătoriei Cahul timp de 6 ani de zile. Recent ai acces în funcția de avocat și pe această cale îți dorim mult succes în carieră. Spune-ne ce reprezintă de fapt funcția de avocat. Da, este adevărat. La data de 11 iulie 2023 am primit licența de avocat. Aceasta a fost eliberată de Ministerul Justiției ca urmare a susținerii cu succes a examenelor. Ce reprezintă funcția de avocat? În principiu, avocații sunt alături de oameni să-i ajute să navigheze mai ușor sau legal prin problemele care aceștia le întâmpină. În fapt, avocații sunt pentru a consulta persoanele, pentru a oferi asistență juridică și pentru a reprezenta în instanțele de judecată sau în fața altor organe. Povestește-mi despre experiența în cadrul judecătoriei Cahul și cum ai ajuns să accezi în funcția de avocat. Da, dorința mea față de a ocupa o funcție în domeniul justiției a venit, cred că, încă din copilărie. Eu, după ce am finalizat studiile, după ce am susținut bacalaureatul, am avut oportunitatea să plec în Franța, să-mi continui studiile universitare acolo. Însă eu sunt o iubitoare înflăcărată față de țara mea, de orașul meu și în mod special de familia mea. Am decis ca să continui studiile aici acasă, deși părinții mei au fost cumva supărați pe mine de alegerea mea că toți pleacă în afară, dar tu o să rămâi aici acasă. Eu totuși am decis că eu o să fac studiile exact aici, în Cahul și nici în Chișinău, nici în altă parte. Am depus actele pentru business și administrare publică, da. Din cauza că nu s-a format grupa, am fost nevoită să schimb profilul, deoarece mama mea tare își dorea că eu să acced la facultatea de drept. Prin urmare, am depus actele și am fost admisă la studiile respective. În anul 2 de studii, cred că eram, am văzut un anunț în care era indicat că judecătoria Cahul angajează grefieri. Am analizat acest anunț, cumva aveam o reticență, îmi era teamă cumva să merg să concretizez detalii, dat fiind faptul că aveam doar 19 ani. Am mers, am depus dosarul, respectiv am participat la concurs și am ieșit învingătoarea concursului. Alături de mine au mai fost încă două domni. Activând în cadrul judecătoriei Cahul, am ocupat funcția de grefier, ceea ce presupune că am lucrat cu dosarul, am participat nemijlocit în ședințele de judecată.
Am activat în calitate de grefier timp de 3 ani de zile. Ulterior am participat la concurs și am avansat în funcția de asistent judiciar. În funcția de asistent judiciar am văzut mai îndeaproape procesul decizional, am lucrat mai aproape cu judecătorii și am făcut proiecte de hotărâri, de acte judecătorești pe care le pronunță un judecător. Experiența mea în cadrul judecătoriei Cahul a fost una foarte valoroasă, așa cum acesta a fost primul meu job. Nu regret pentru nicio secundă activitatea mea în această instituție. Activând aici, în această instanță, am văzut un anunț pe pagina Uniunii Avocaților referitor la faptul că se anunță examen pentru desfășurarea stagiului profesional în avocatură și am zis că vreau să încerc. La fel, am avut o reticență pentru că nu vroiam să plec din colectivul în care mă aflam, dar părinții au fost cei care, familia de fapt, a fost cea care m-a încurajat. Un motiv în plus a fost faptul că Ziua Avocaturii în Republica Moldova este sărbătorită anual la data de 9 septembrie și eu sunt născută în aceeași dată. Am participat la examenul de admitere la stagiu în avocatură, am susținut examenul cu brio, da, după care am început efectiv stagiul. Pe parcursul stagiului, în termen de 12 luni cât am făcut stagiul respectiv, am reprezentat clienți pe dosare litigii de familie, litigii de muncă, chiar și dosare de insolvabilitate, dat fiind faptul că stagiarii nu pot participa pe dosare penale sau contravenționale. Cu mare bucurie pot să anunț, este un succes al meu. Am avut dosare în care am avut doar câștig de cauză. În mod special am avut dosare în care se adresau femeile, victime violenței în familie și pe această cale îndemn toate femeile să-și expună durerile lor, să nu rămână în umbră și să acționeze în vederea respectării drepturilor lor. După aproape 2 ani de avocatură, ai recomandat tinerilor licențiați în drept să îmbrățișeze această profesie? Da, bineînțeles, aș recomanda tinerilor să îmbrățișeze orice profesie juridică. În mod special, avocatura este o profesie liberă care îți permite să gestionezi singur timpul tău de odihnă, timpul de muncă. Aș recomanda tinerilor, bineînțeles, să acceadă în funcții juridice, dar să țină cont de dificultățile care vin la pachet cu aceste profesii, pentru că acestea implică foarte mult efort mental, psihologic, dar și este o chestie de timp. Practic, tot timpul ți-l dedici lucrului. Ce te-a impresionat cel mai mult și care sunt cele mai mari dificultăți pe care le-ai întâmpinat până acum? Ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost complexitatea și diversitatea cazurilor pe care le am în gestiune. Fiecare caz are particularitățile sale, iar aceasta mă motivează zi de zi să mă aprofundez și să studiez tot mai mult în domeniul în care activez. Ca dificultate la acest moment, pentru că nu am un stagiu foarte mare în spate, la acest moment văd timpul, ori marea parte a zilei eu sunt la serviciu, sunt la birou și îmi rămâne foarte puțin timp pentru mine, pentru familie. Ori acum este o perioadă mai încărcată când diaspora este acasă și solicită tot mai mult serviciile unui avocat. Cum vezi justiția din punct de vedere al profesiei de avocat? Da, eu personal am văzut conlucrare între acești actori ai justiției. Fără conlucrare interprofesională nu ar fi fost un rezultat atât de frumos. Fiecare din noi are un rol distinct și interdependent, ceea ce face ca justiția să fie înfloritoare și obiectivele să fie atinse. Cunosc că pe lângă funcția de avocat, mai deții și funcția de fondator al clinicii juridice din Cahul. Ce presupune această clinică? Da, este adevărat. Sunt una din fondatorii clinicii juridice Echitate Socială din Cahul.
Această clinică juridică a fost înregistrată la data de 13 iulie 2023, deci luna iulie 2023 a fost o lună înfloritoare pentru mine. Clinica juridică Echitate Socială din Cahul, în principiu, are ca obiectiv promovarea educației pentru drepturile omului prin implementarea metodelor alternative în învățământul juridic. În acest sens, oferim studenților posibilitatea de a învăța experiențial de la profesioniști practicieni. Ce alte oportunități mai au studenții vis-a-vis de această clinică juridică? În cadrul clinicii juridice, de fapt, participă studenții de la specialitatea drept. În începutul lunii septembrie urmează să facem recrutarea din rândul studenților cu frecvență, anii de studii 2, 3 și 4. În clinică juridică, studenții sunt studenți cliniciști, respectiv ei fac voluntariat. Ei sunt ghidați de către doi profesori din cadrul Universității de Stat Bogdan Petriceicu HDU din Cahul, specialitatea drept, și doi avocați, printre care mă regăsesc și eu. Instruim studenții sub aspect practic. Unul din obiectivele clinicii juridice este acordarea de asistență gratuită beneficiarilor. În acest context, studenții cliniciști sunt repartizați pe grupe. Aceștia, alături de coordonatorul pe care le-a fost desemnat, primesc beneficiarii, îi documentează, sunt înregistrați potrivit unor formulare tipizate, le este asigurată confidențialitatea informațiilor pe care le furnizează. Prin urmare, studenții documentează, se informează despre problema cu care se adresează beneficiarul. La final, studenții cliniciști primesc un certificat de voluntariat care le permite sau le oferă un plus valoare continuarea studiilor de masterat, la angajare undeva sau în diverse activități. Ce avantaj oferă clinica justițiabililor? Da, clinica juridică este o organizație necomercială, deci ca obiectiv principal clinica juridică și-a propus sau face consultanța juridică gratuită persoanelor. Deci persoanele se adresează, acestea sunt consultate gratuit, sunt ajutate în formularea diversor cereri sau demersuri, fără niciun ban, da? Fără ca să plătească ceva, sunt consultați juridic gratuit. Recent ai absolvit cu succes programul de formare continuă în domeniul medierii juridice, iar pentru cei care nu cunosc, vreau să ne explici puțin ce înseamnă medierea judiciară. Da, într-adevăr, am absolvit programul de formare continuă în domeniul medierii, organizat de Academia de Mediere Științe Juridice. Medierea reprezintă o metodă de soluționare alternativă a litigiilor pe calea amiabilă, ceea ce presupune că dacă între două persoane există niște divergențe, există o dispută, un litigiu, acestea se pot adresa la mediator pentru rezolvarea acestei probleme pe calea extrajudiciară. Minim timp, minim costuri și astfel persoanele își pot menține relațiile pe termen lung. De ce am ales să fac aceste studii, pot să spun în câteva cuvinte. Am decis să fac aceste studii, acest curs în principiu, pentru că intenționez să depun actele în vederea obținerii atestării de mediator eliberată de Ministerul Justiției. Ce m-a determinat să fac aceasta a fost faptul că, analizând portalul național al instanțelor de judecată, am observat că judecătorii sunt supraîncărcați cu dosare în oricare instanță din țară. Prin urmare, ei practic sunt impuși de situația, ei mă refer la judecători, judecătorii sunt impuși de situația să fixeze termen de examinare a cauzelor la o distanță foarte mare de timp, ceea ce trezește incomodități justițiabililor, dar și avocaților în mare parte. Faptul că cauzele sunt examinate într-un termen foarte îndelungat, pe când pot fi mediate extrajudiciar, acest lucru m-a intrigat și m-a făcut să
să absolvez programul respectiv, după care să obțin atestatul de mediator. Cine poate apela la medierea judiciară? La medierea judiciară poate apela oricine. Deci, prin mediere pot fi soluționate cauze civile legate de litigii de familie, litigii de muncă, litigii de oricare alt gen, da? La data de 1 septembrie 2024 va intra în vigoare noua lege cu privire la mediere. Conform acestei legi pot fi mediate inclusiv cauzele penale, cauzele contravenționale, litigii de familie și cauze civile, cum am menționat supra. Legea, care va intra în vigoare la data de 1 septembrie 2024, vine cu un pachet de beneficii pentru justițiabili. Acesta este un lucru foarte îmbucurător cu privire la sub aspectul taxei de stat. Noua lege prevede multe avantaje în cazul în care persoana apelează la mediere, dar acesta este un domeniu mai vast și este diferit de la caz la caz. Ce nu cunoaște lumea despre Iulia Bria? Poate careva hobby ascunse? Profesia mea, în principiu, implică dedicare, cred că 24 din 24. Eu citesc zi de zi modificări legislative, citesc practică judiciară, articole juridice care îmi sunt necesare pentru soluționarea cauzelor. Eu, de fapt, îmi place foarte mult să petrec timpul cu familia. Acesta este un lux pentru mine. Îmi place să organizez diverse evenimente în familie, să petrec timpul cu ei frumos, să mergem la teatru. Aceasta este cea mai mare satisfacție pentru mine. Nu știu care alt hobby mi-ar da mai multă satisfacție decât să petrec timpul alături de familia mea. Unde te vezi peste 5-10 ani? Ce visuri ai legate de activitatea profesională? Peste 5-10 ani, datorită dragostei mele față de familia mea, față de orașul meu, față de țara mea, pot afirma cu certitudine că mă regăsesc aici, acasă. Tind să ajung o persoană de valoare pentru expertiza mea și pentru contribuțiile pe care le aduc profesiei pe care o exercit. Aspir să lucrez în cazuri de mare complexitate, să ofer consultanță juridică valoroasă clienților mei, tind să continui formarea mea continuă, să particip la seminare și diverse instruiri, ceea ce vor face ca contribuția mea în domeniul în care activez să fie una pe măsură. Ce sfat ai avea pentru tinerii din Cahul în ceea ce privește studiile și încadrarea în câmpul muncii? Îndemn tinerii să se angajeze în câmpul muncii, să activeze oficial și să nu se demoralizeze la primirea salariului. Ori eu, când m-am angajat la judecătoria Cahul, primul meu salariu a fost de 1300 de lei, un salariu foarte mic. Dar pe parcurs am activat, am participat la diverse seminarii, instruiri și acest fapt m-a ajutat cumva să cresc și pe plan financiar. Deci îndemn tinerii să se încadreze în câmpul muncii și să fie utili societății. Și pentru final te-aș ruga să ne lași un mesaj pentru tinerii care ne urmăresc. Vă îndemn să accedeți la studii, să accedeți în profesii și să ajungeți oameni cu literă mare. De fapt, la noi justiția în Republica Moldova funcționează. Avem diverse cauze, dosare examinate. Vă îndemn să nu stați în umbră, să apelați la reprezentanții ai dreptului care să vă apere și să vă ocrotească drepturile voastre. Iulia, vreau să-ți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat invitația mea încă o dată, pentru deschiderea ta, curajul tău și toate sfaturile prețioase pe care ne le-ai oferit. Cu siguranță acest interviu va fi util tuturor celor care vor urmări emisiunea și îți doresc mult succes în frumoasa ta carieră. Îți mulțumesc frumos, Bianca. Vă mulțumesc pentru această invitație frumoasă și pentru această colaborare. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc familiei mele care mă motivează zi de zi și cred în mine, cred în ceea ce fac și îmi dau puteri ca zi de zi să fiu cea mai bună versiune a mea. Mulțumesc!